acestea, nu este momentul să le amintim astăzi. Mă bucur că sunteți aici și am mai avut o altă întâlnire care am organizat-o împreună la Centrul de Cultură George Apostol, unde și acolo am marcat un eveniment comemorarea Holocaustului Romilor. Și am făcut o primă legătură. De atunci s-au întâmplat câteva evenimente unde primăria chiar a răspuns telefonului și am mai rezolvat câteva probleme ce țin de comunitatea romă. Mulțumesc și vreau să simtă comunitatea romă din Bacău ca o ușă deschisă în primărie pentru problemele care le au. Vă mulțumesc tare mult! Doamna Misăilă, Inspectoratul Școlar, stăpânește un departament foarte important, educația. Educația pentru care noi, ca și ceilalți, majoritari, încercăm să o aducem în rândul comunităților de romă. Și vreau să vă spun că am făcut pași mari spre educație. Vreau să vă spun că astăzi, cu tristețe, vreau să amintesc un mare profesor al romilor, un mare om al minorității romilor, inspectorul Angel Năstase, pentru care merită tot respectul nostru și Dumnezeu să-l odihnească acolo. A fost omul care a făcut ceva pentru educația romilor, pentru că a reușit să creeze o structură de mediatori școlari, de profesori de limba romanii, care astăzi predau în școlile din județul Bacău. Am avut o întâlnire cu doamna Misăilă și am spus, doamnă, e important educația, dați-ne un ajutor, ajutați-ne să mai completăm comunitățile de romi, unde nu au mediatori școlari, unde nu au profesori de limba română, să completăm, deoarece avem oamenii pregătiți, cursați pe cursurile, primele cursuri făcute pe fonduri europene și sunt specialiști. S-a întâmplat un eveniment care s-a modificat, trebuiau doar cei cu facultate și era normal, dar i avem. Și în sensul ăsta spun, haideți să încercăm, să vedem unde mai sunt depus petice și să locuim și vă asigur de toată colaborarea noastră. Vă rog să rămână. Bună ziua tuturor, onorate gazde, estimați invitați. Consider ziua de astăzi un pas înainte în reconcilierea trecutului cu prezentul. Și cred că este un eveniment de un mare angajament atât politic cât și educațional. Personal, consider că această, să spună, diferență sau discrepanță poate fi acoperită doar prin educație. De aceea, suntem aici pentru a sprijini populația romă în integrare, dezvoltare și emancipare. Dacă ne uităm în jurul nostru și luăm ca exemplu câteva nume cunoscute ca Damian Drăghici, Ion Voicu, Mădălin Voicu, Johnny Răducanu, Conector, fostul domn al Moldovei, Ștefan Răzvan. Sunt doar câteva exemple de personalități rome care au uimit lumea, care sunt de notorietate internațională și care au ajuns acolo, eu consider că doar prin educație. De aceea trebuie să luptăm cu toții pentru a ridica nivelul cultural, educativ al acestei populații, pentru că este singura cale spre succes, singura cale spre integrare, spre a ocupa un loc de muncă și a diminua aceste discrepanțe care există între populația romă și populația normală. În acest sens, Inspectoratul Școlar în prezent derulează două proiecte, Unit for Education și proiectul REEDU, activarea tinerilor miți, prin care asigură școlarizarea tuturor celor care nu au finalizat învățământul primar sau gimnazial. De asemenea, există și alte proiecte în derulare în care participarea populației romei, să spun, este unul din indicatorii acestor proiecte și ne străduim să le implementăm pe toate cu succes și sunt convinsă că nu putem fără ajutorul și susținerea dumneavoastră. De aceea apelez la dumneavoastră, la toți cei care conduceți, sunteți liderii comunităților rome, pentru a ne sprijini în a-i atrage pe tinerii și mai puțin tinerii către educație. Eu felicit organizatorii de astăzi, felicit personal pe domnul Dorin Năstase, președintele Asociației Europene a Romilor,
și le doresc mult, mult succes în continuare, iar Inspectoratul Școlar va fi întotdeauna un partener de rădejde în toate proiectele educative pe care le desfășurăm cu populația romă. Mult succes! Mulțumesc.